Am să citesc câteva versete din 1 Petru, capitolul 3. 1 Petru, capitolul 3, care spune așa: Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de podoabe de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și care erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Amin. Să ocupăm locurile. De câteva săptămâni am început o serie de predici despre sfințenie, despre sfințenia personală. Și în seara aceasta, tema pe care am ales-o poate fi foarte ciudată și șocantă probabil, este femeia și sfințenia. Studiind din Cuvântul lui Dumnezeu, am descoperit că și bărbații și femeile au probleme distincte în ceea ce privește sfințenia, viața de sfințenie. Și în seara aceasta am zis să începem cu surorile, pentru că lady first, nu? Le dăm întâietate să vorbim despre ele. Apostolul Pavel, în 1 Timotei, capitolul 2, de la versetul 9 la 10, spune așa: Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum să cuvine femeilor care spun că sunt credincioase, evlavioase. Acum să știți că versetele acestea două, care de fapt conțin ideile principale ale mesajului din seara aceasta, ele sunt foarte des folosite cum nu trebuie, mai ales de noi bărbații. Norocul nostru, știți care este, bărbaților, că numai noi predicăm. Că nu vin și surorile la amvon să ne ține cât o predică și atunci noi care avem exclusivitate, nu drept la microfon, ne alegem de obicei subiecte care să le dăm lecții doamnelor noastre. Cred că dacă ele nu ne predică la amvonul bisericii, au timp acasă să o facă și mulțumim Domnului că își iau îndrăzneala să ne mai pună la punct și pe noi bărbații din când în când. Să știți că versetele acestea sunt traduse foarte diferit de o serie de traducători ai Bibliei. Cei care aveți aplicațiile acestea pe telefon cu diferite traducerele Bibliei în limba română, dacă nu greșesc, sunt cel puțin vreo 40 sau 50 de traduceri diferite în limba română până acum, puteți să le verificați și să vedeți cum au tradus diferiți autori, diferiți traducători ai Bibliei în limba română versetele acestea. De exemplu, Bartolomeu Anania, care a produs ultima Biblie ortodoxă, de mare trecere și respect în rândul credincioșilor ortodoxi, spune așa: femeile să se îmbrace cu îmbrăcăminte cuvincioasă, cu sfială și cu mințenie să se împodobească. Deci spune nu neapărat să fie îmbrăcate în chip cuvincios și cu rușine și sfială, ci spune el și cu mințenie. Deci să ai un fel de înțelepciune atunci când pui hainele pe tine, când te duci undeva. Biblia catolică este și mai transparentă și se spune așa: cu îmbrăcăminte decentă să se împodobească cu pudoare și modestie. Iar niște expresii extrem de potrivite pentru lucrul acesta. Este interesantă că Biblia regelui Carol spune să se poarte cuvincios, făcându-și lor podoabă din sfială și din cumpătare.
Deci dacă tot vreți să vă împodobiți, spunea acest traducător, atunci împodobiți-vă cu sfială și cu cumpătare. Poate că cea mai spectaculoasă traducere și colorată este Biblia de la Alba Iulia. Noul Testament de la Alba Iulia este unul dintre cele mai vechi pe care noi le avem, probabil primul, 1650, spune așa, așișderea și muierile într-un veșmânt de cinste, cu sfială și cu înțelepție, să se înfrumușățeze presine. Nu într-o împletire a părului, au cu aur, au cu mărgăritariu, au cu veșminte scumpe. Este exact același subiect, dar vedeți în limba veche ce frumos și grozav sună. O să discutăm în seara aceasta trei probleme fundamentale pe care le au femeile în ceea ce privește sfințenia lor, exercitarea sfințeniei lor. Cu toți știm că și la bărbați și la femei, sfințenia este un atribut interior, începe în interiorul nostru, dar ea va fi demonstrată într-un fel în exterior. Ceea ce purtăm în inima noastră se va vedea mai devreme sau mai târziu prin comportamentul nostru și prin modul în care ne purtăm cu ceilalți oameni. Nu că femeile ar avea probleme cu sfințenia interioară, dar aceste tendințe sunt specifice sexului feminin. Departe de mine gândul să pun în inferioritate sau jos pe surorile noastre, veți vedea, dacă Domnul ne ajută să ținem și subiectul despre bărbați, că noi avem niște probleme mult mai profunde și mai grozave decât surorile noastre în ceea ce privește sfințenia noastră personală. Apostolul Pavel ne-a tras atenția că există întotdeauna pericolul acesta să acționăm din exterior spre interior. Și asta o facem noi de când ne știm, nu-i așa? Forțăm copiii noștri să se îmbrace pocăiește, nu-i așa? Îi tundem să arate pocăiți. Acum, la modă, e o tunsoare foarte decentă pentru bărbați și mă bucur că părul e scurt și mintea e lungă. Dar a fost o problemă când era exact invers, știi? Și atunci toți am avut probleme foarte mari cu băieții noștri, să-i tundem, să-i aranjăm. Și numai cum voiam, noi nu făceau, pentru că ne-am dat seama imediat că sfințenia nu este un act pe care îl impui din exterior, ci el trebuie să vină din interior, din inima fiecăruia. Pavel ne spune foarte clar că deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și cele viitoare. 1 Timotei 4:8. În seara aceasta vom discuta trei probleme fundamentale cu care se confruntă surorile noastre atunci când este vorba de sfințenie. În primul rând vom discuta despre podoabe. Podoaba voastră să nu fie, spune cuvântul lui Dumnezeu, să nu fie aurul, argintul, împletirea părului, haine și așa mai departe, ci să fie Duhul blând și smerit. Vom discuta despre haine. Hainele trebuie să fie modeste, decente, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi vom discuta despre atitudine, despre locul pe care femeia trebuie să-l aibă în familie și în societate. Rușinea și sfiala, supunerea, dacă vreți, despre care vorbea cuvântul lui Dumnezeu. Acestea sunt de cele trei probleme majore ale sfințeniei feminine. În primul rând, podoabele, nu? Podoaba femeii să nu fie cea din afară, cea pusă de ea, ci să fie în sufletul ei, în duhul ei. Apoi, hainele, nu? Și ultimul subiect care o să-l discutăm, despre atitudinea femeilor. Dar hai să începem cu primul, nu? Domeniul problematic numărul 1, împodobirea, podoabele. Vin de la a împodobi, a înfrumuseța, a decora. Știți că cuvântul este cosmo,
Cosmeo, de unde vine și cosmetică, vine de la cosmos. Dumnezeu a făcut o lume frumoasă, o lume ordonată, o lume superbă, a aranjat bine, să arate bine, a decorat bine acest univers în care locuim. Și de aici s-a luat cuvântul cosmeo, de unde a venit și cosmetică, nu? Și la început, în Vechiul Testament, podoabele au fost văzute inițial ca binecuvântările lui Dumnezeu. Știți că o bună parte din istorie, ele au fost folosite drept monede de schimb. Nu-i de mirare că până și strămoșii noștri români, și eu țin minte, în sat am cunoscut oameni rude de ale mele, care păstrau niște salbe de monede la gâtul femeilor, nu? Banii aceștia erau și decorațiile femeilor. Când se căsătorea o fată, avea o salbă din aceasta de monede, nu? Cu cât erau mai multe, era fata mai bogată și mai de dorit să o iei de nevastă. Nu? De la bun început știai că iei pe cineva care are bani. Ei, bijuteriile au fost folosite ca și monede de schimb, dar treptat ele au devenit mijloace de a exprima mândria și senzualitatea feminină. Dacă vă aduceți aminte, și zilele acestea am recitit cartea Exodului și cărțile lui Moise, experiența vițelului de aur. Când au ieșit evreii din Egipt, au cerut de la vecinilor aur și argint și au primit bani, podoabe, obiecte de lux, dacă vreți, o serie de podoabe pe care atunci când Moise a lipsit cam mult, a stat de vorbă cu Dumnezeu vreo 40 de zile pe munte, oamenii au venit la Aron și au spus: Aron, nu știm ce s-a întâmplat cu fratele tău ăsta, hai, fă-ne un Dumnezeu, să avem și noi un Dumnezeu ca să-L vedem. Și au dus podoabele, acele care le-au luat de la egipteni, le-au dat lui Aron. Și explicația lui Aron este formidabilă. Eu mă mir că Moise a avut atâta răbdare și nu l-a pedepsit zdravăn pe frate său, dar era fratele lui, nu? Zice, le-am aruncat în foc și a ieșit vițelul ăsta. Dar nu mai spune. Biblia spune că au lucrat intens, au topit aurul acela, l-au bătut cu ciocanul, au muncit din greu să facă vițelul acela de aur. Dar observați că bijuteriile luate din Egipt au devenit idoli. Binecuvântările primite din Egipt s-au transformat în idoli care au dus în rătăcire pe poporul lui Dumnezeu. În cartea Exodului, la capitolul 33, versetul 4 la 6, spune că atunci când Dumnezeu a spus că nu mai merge cu ei mai departe, a fost foarte supărat pe evrei, știți care a fost reacția lor? Și-au dat podoabele jos. Și-au dat doamnele cercei, lănțișoarele, ce știu ce ori a avut, totul a dat jos și s-au pocăit. Putem să urmărim fenomenul acesta de-a lungul istoriei, întotdeauna când a avut loc o trezire spirituală, o întoarcere la Dumnezeu, poporul și-a dat jos podoabele. De ce oare? Probabil că simțeau în adâncul sufletului lor că au ceva mai de preț decât închinarea lui Dumnezeu și că lui Dumnezeu nu-i place în ultima instanță decorația asta la care o aveau ei. Este foarte interesant că la construirea cortului întâlnirii, când Dumnezeu a cerut de la popor aur și argint și lucruri scumpe, pietre scumpe chiar, a fost o primă etapă în care i-au dat aceste podoabe pentru templu și pentru cortul întâlnirii și apoi mai târziu pentru templu pe care l-a construit Solomon. În instrucțiunile care Dumnezeu le-a dat poporului spunea: când intrați și cuceriți o țară, atunci când bijuteriile acelea au decorat idolii, ardeți-le în foc. În Deuteronom 7:25 există specificat foarte clar să ardă podoabele acelea care au aparținut zeilor, să le ardă în foc, să nu se decoreze cu ele. Dacă mergem să discutăm apoi despre Noul Testament,
Aici descoperim că în opulența ei, societatea romană, bogații Romei, dacă vreți, purtau scule de aur, împletituri, haine. Roma, numai de la Dacia, am înțeles că au furat cam vreo 50 de tone de aur, numai din Dacia au luat romanii. La Roma erau gârlă, dacă vreți. Și atunci societatea romană era foarte decorată, dacă vreți, cu tot felul de scule de aur, de podoabe de aur. Și imaginați-vă că în bisericile, primele biserici creștine, veneau matrone din astea romane, nu? Decorate de sus până jos cu tot felul de obiecte de aur și stăteau pe aceeași bancă cu sclavi, nu? Cu surorile noastre care erau roabe, care n-aveau nimica de fapt, nu? De aceea, autorii Noului Testament insistă foarte mult să există o corelație între viața interioară a individului și expresia exterioară a lui. Aș vrea să vă citesc un pasaj din cartea lui Enoch. Acum, cartea lui Enoch este considerată printre apocrife, deși prima carte, sunt trei cărți ale lui Enoch. Eu v-aș recomanda să le căutați pe internet și măcar prima carte a lui Enoch să o citiți, pentru că ea conține o serie de informații care nu contrazic cu nimic credința noastră creștină, ci cred eu că ar aduce multe lucruri de a ne ilumina în privința unor aspecte ale credinței noastre. Aici ni se spune în cartea lui Enoch, prima carte a lui Enoch, în capitolul 8, versetele 1 la 2, că Azazel, care, dacă studiem mai aprofundat, el este Satana, este diavolul. Dacă vă aduceți aminte, în jertfele de ispășire era un țap care era alungat în pustiu pentru Azazel, după ce poporul își punea toate păcatele pe el, era trimis la diavolul, la Azazel, acest țap. Și iată ce spune cartea lui Enoch. Azazel i-a mai învățat pe oameni să facă săbii, cuțite, scuturi, platoșe, oglinzi și le-a arătat cum să facă brățări, podoabe, cum să folosească vopselele, arta de a-și înnegri sprâncenele, de a folosi pietrele prețioase și tot soiul de spoieli, tot soiul de vopsele, așa, astfel încât oamenii s-au stricat, nelegiuirea s-a întins, depravarea s-a înmulțit, creaturile încălcau orice ordin și distrugeau tot ce le ieșea în cale. Cartea lui Enoch spune că, de fapt, Satana a venit cu vopselele. A fost ideea diavolului să vină cu vopselele și cu decorațiile pe care le folosesc femeile. În Noul Testament, Petru și Pavel fac o distinție foarte clară între intenția lui Dumnezeu și intenția omului. Pavel spune ca femeile să se împodobească cu pudoare și modestie, în varianta catolică a textului, 1 Timotei 2,9, iar Petru spune, podoaba voastră să fie omul ascuns al inimii. Dacă și așa vreți să vă împodobiți, împodobiți-vă cu lucrurile astea pe care le apreciază Dumnezeu. El le vede de bune. Realitatea însă din biserica de astăzi este că, mai ales în societatea americană unde noi trăim, nu există niciun fel de regulă pentru folosirea podoabelor. Vopsele cosmetice, operații estetice, haine foarte scumpe, accesorii, operații estetice, nu? Silicoane și tot ce vreți fac parte astăzi din societatea în care noi trăim. Nu vreau să intru aici și nu vreau să spun nimic, dar ar trebui să ne gândim și la valorile acestea pe care le apreciază Dumnezeu, la modestie, la lucrurile ale sufletului, ale inimii. Haideți însă să discutăm problematica numărul 2, domeniul de problematic numărul 2, îmbrăcămintea. Spune Sfânta Scriptură că Domnul nu se uită la ceea ce se uită omul.
omul se uită la ceea ce izbește ochii. Aici când spune cuvântul lui Dumnezeu că omul se uită, să știți că se referă la bărbați. Bărbații se uită la ceea ce izbește ochii. Domnul însă se uită la inimă. De aceea problema numărul unu cu îmbrăcămintea femeii nu este neapărat femeia, ci bărbatul. Bărbatul care se uită la ceea ce izbește ochii. De aceea femeia când se îmbracă trebuie să țină cont de natura bărbatului, care prin natura lui el se uită la ceea ce izbește ochii. Oamenii se îmbracă să fie admirați, nu-i așa? Pentru plăcerea lor însăși. Se îmbracă să fie acceptați de alții, eventual, nu? Cu cât ești mai bine îmbrăcat, te pun frații mai în față pe scaun. Asta s-a întâmplat întotdeauna în istoria creștinismului, nu-i așa? Venea unul prost îmbrăcat, undeva jos, în spate, mai era un loc pentru el în sală. Dacă era îmbrăcat mai bine, hai frate în față, nu? Oamenii se îmbracă, ar trebui să se îmbrace, să fie plăcuți lui Dumnezeu, pentru a aduce slavă și cinste Domnului nostru. Dar haideți să discutăm puțin despre primele haine. Primele haine. Prima pereche de oameni, Adam și Eva, n-au purtat haine. Au fost îmbrăcați în acel costum al inocenței, a nevinovăției. Nu aveau nevoie de haine. Dar după cădere, imediat, spune cuvântul lui Dumnezeu că și-au cusut șorțuri în jurul coapselor, și-au acoperit zona publică și și-au cusut un brâu de frunze care a fost numit Hagora. Hagora. Cu toate că aveau șorțul acesta de frunze, s-au ascuns de Dumnezeu pentru că s-au simțit goi. Atunci le s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi și au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele, Geneza 3:7. Deci o primă haină confecționată de rasa umană a fost Hagora, șorțul acela de frunze. Mă tot m-am gândit la frunzele astea de smochin, nu-s prea grozave, așa, să faci vreun șorț din ele, dar probabil că ăștia astea le-au găsit și au fost disponibile. Dumnezeu când i-a văzut cum sunt și cum arată, nu? Le-a cusut el haine, le-a făcut Dumnezeu haine. Dumnezeu le-a făcut haine din piele de animale, cutonet. Cutonet se cheamă și acest cutonet era o tunică cu mâneci, lungă până la genunchi sau glezne. Era o haină lungă, o haină din piele de animale, cu mâneci și lungă până la genunchi sau la glezne. Se chema cutonet. Cutonetul acesta a fost ideea lui Dumnezeu de a-l îmbrăca pe om. Dumnezeu a făcut lui Adam și neveste sale haine din piele și s-a îmbrăcat cu ele, Geneza 3:21. Goliciunea de care ei erau rușinați trebuia acoperită cu haina aceasta făcută de Dumnezeu, pentru că acum goliciunea stârnea poftele sexuale. Goliciunea este și un eufemism în toată Biblia pentru sex și este văzut întotdeauna ca o rușine morală din Genesa până în Apocalipsa. Acestea sunt primele haine. Haideți să discutăm puțin de distinția dintre sexe. Istoric, atât bărbatul cât și femeia au purtat o astfel de robă. Să știți că o bună parte a istoriei umanității, și bărbații și femeii au purtat acest cutonet. Dacă este vreo modă care a ținut mii de ani, aceasta este moda asta cu prima haină care a făcut-o Dumnezeu. Oamenii foarte greu au renunțat la ea. Mă rog, până au venit industria, știți dumneavoastră despre ce vorbesc, nu? S-a păstrat în istorie moda, dacă vreți, cea mai îndelungat această modă inițiată de Dumnezeu prin cutonetul acesta, prin halatul acesta care Dumnezeu l-a dat.
Ce s-a întâmplat? Diferența între bărbat și femeie era modul în care erau folosite, dacă vreți, aceste mantale, acest obiect de îmbrăcăminte. Femeile întotdeauna îl foloseau așa cum a fost el lung, făcut întotdeauna, pe când bărbații, pentru că lucrau, pentru că alergau, mergeau la luptă, își puneau printre picioare partea din spate a mantalei până în față și o legau la mijloc cu brâul. De aceea, întotdeauna acest cutonet a fost considerat bărbătesc dacă era folosit așa ca bărbatul legat la mijloc sau femeiesc dacă era lăsat lung și nu trecea printre picioarele purtătorului. Femeilor le era interzis să poarte aceste haine bărbătești, să se poarte ca bărbații. Bărbații își încingeau mijlocul. Iov 38:3 spune: încingeți mijlocul ca un viteaz, eu să te întreb și tu să mă înveți. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață încă din cartea Deuteronomului că este o urâciune înaintea lui Dumnezeu ca femeile să poarte îmbrăcăminte bărbătească. Ascultați cuvântul Domnului. Deuteronom 22:5. Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești, căci oricine face lucrul acesta este o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Ce înseamnă urâciune? Dezgust, ceva murdar, scârbos. A te îmbrăca cu hainele de sexului opus, spune cuvântul lui Dumnezeu, este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu iubește lucrul ăsta, este supărat pe așa ceva. Imaginați-vă ce se întâmplă astăzi în epoca aceasta a transexualității, nu? A travestiților de toate soiurile, cum privește Dumnezeu lucrurile astea. Unul dintre băieții mei a fost cu copiii la un magazin și fetița era mai mică, a început să strige: tati, tati, uite-te, uite-te la nene ăla, el crede că e femeie. Toată lumea s-a alarmat. Nu știa fiul meu cum s-o potolească pe asta, să tacă de gură, să n-aibă probleme, nu? Dar până și copiii văd cât de ridicolă este societatea în care noi trăim. Ar trebui să ne întrebăm ce zice Dumnezeu de toată treaba asta și să citim în Sfânta Scriptură. Normele nou-testamentale însă, Pavel folosește pentru hainele femeii un cuvânt foarte special. Catastole. Catastole este haina grecească care curgea de la gât până la genunchi, o haină asemănătoare cu cea din Genesa 3, cu ceea ce a făcut Dumnezeu. Este catastola. Hainele, spune cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să fie în așa fel încât să nu confundăm bărbații cu femeile, să știm cu cine avem de-a face. Hainele ar trebui să fie purtate cu rușine, cu sfială. Ele trebuie să acopere acele părți ale corpului, nu? Ca să nu producă ispite bărbatului care, vorba aceea, este atras de ceea ce vede, nu? Am mai spus asta o evreică care a scris o carte despre cele 10 porunci. Spunea Laura Slashinger că pe la vârsta adolescenței, tatăl ei a luat-o deoparte într-o zi când s-a pregătit să iasă în oraș. Și a întrebat-o: tu vrei să vinzi ceva? Asta n-a înțeles nimic. Uite-te la tine, vrei să vinzi ceva, de-aia te duci așa? Și nu, Doamne ferește. Ce fată, dacă nu vrei să vinzi ceva, nu fă reclamă. Dacă nu vrei să vinzi, nu fă reclamă. Zice, din ziua aceea, pentru restul vieții mele, cuvintele tatălui meu mi-au sunat în minte și ori de câte ori mă îmbrac, mă gândesc să nu fac reclamă la nimic. Okay? Să mă îmbrac în așa fel încât să nu fac reclamă. Rușine și sfială, pudoare și decență, haine neprovocatoare, dacă vreți, haine care nu duc în ispită pe nimeni.
Din activitatea mea de păstor aș putea să vă spun câteva lucruri care, da, mai bine tac, dar am avut situații în care nu știam unde să mă uit când a venit sora în birou. Nu știam, mă uitam pe pereți, mă uitam la bibliotecă, că mi-era groază să mă uit la ea, nu? Deci ar trebui să avem în vedere lucrurile acestea, pentru că ele ne afectează standardul nostru de sfințenie personală și ele sunt surse de ispite pentru cei care ne văd. Un al treilea lucru care este domeniu problematic pentru o femeie este atitudinea ei. Suntem oare femei supuse sau rebele? Acceptăm supunerea, ne acceptăm statutul de soție, de femeie, în familie și în societate, sau suntem revoltate împotriva acestui statut? Să știți că din rebeliunea aceasta împotriva statutului în care ne-a lăsat Dumnezeu pe noi, s-a născut toată mișcarea aceasta de transgender, că fetele vor să fie băieți, băieții vor să fie fete, nimeni nu mai știe ce este astăzi. Am ascultat și o psihologă română zilele acestea care ne-a călcat pur și simplu pe nervi, pentru că spunea că trăim într-o lume așa foarte fluidă, zicea ea. Fiecare dintre noi nici nu știm exact ce suntem, nu? Dar nu mai spune. Cu asemenea teorie, lămurești foarte repede pe fetița aceea de 7 ani să fie băiețel, nu? Și să ia hormoni. Și pe urmă să o duci la clinică și să-i faci operații. Și să creezi o monstruozitate și un abuz al copiilor, cum nu a fost în istorie până la ora actuală. Dar vorbesc în această seară despre atitudinea aceea a unei femei credincioase care are acest sentiment interior, nu? Care și-l exprimă pe urmă în exterior, de acceptarea statutului ei, de soție, de mamă, de cea care are grijă de castelul familie, dacă vreți, a împărăției în care ea este. Omul lui Dumnezeu vorbește foarte mult despre omul ascuns al inimii, care este foarte prețios, Duhul blând și liniștit, în 1 Petru 3:4, care ar trebui să fie atitudinea creștină a unei femei adevărate. Ea care își respectă capul familiei, pe soțul ei. Atitudinea aceea a lui Sara, care îi spunea lui Avram, domnul ei. Nu este inferioritate aici, nicăieri. Biblia nu vorbește că femeia este inferioară bărbatului, ci dimpotrivă, ea are o altă chemare, o altă funcțiune în familie. Standardul de sfințenie pentru femeie este respectarea acestui rol în familie și în biserică. Biblia are foarte multe de spus despre femeile care în biserică făceau scandal, erau nesupuse, vorbeau toate deodată și atunci Pavel a trebuit să facă ordine, mai ales în Corint, unde aceasta a fost o problemă destul de dominantă. Când respingi supunerea, când îți respingi locul pe care Dumnezeu ți l-a pus în familie și ești revoltată împotriva autorității soțului tău ca și preot al casei, nu? Tu nu trăiești în sfințenie, tu violezi principiile sfințeniei. Probabil că aici ar trebui să spună câteva cuvinte despre învelitoarea femeii, care spune Sfânta Scriptură că este un fel de simbol al supunerii ei, al integrării ei în acest concept dumnezeiesc de familie. Aici ar vrea însă să vă citesc un verset care este foarte des omis de frații care vorbesc despre învelitoarea femeii. Eu nu vreau să supăr pe nimeni încă o dată, nu este locul meu, eu nu sunt păstorul bisericii, să vă învelesc sau să vă dezvelesc, dar vreau să vă spun un cuvânt care vine din partea lui Dumnezeu și care este în Scriptură. Și ar trebui să avem înțelepciune să-l citim și pe ăsta. Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, să semene cu o femeie, pe când pentru o femeie este o podoabă
să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. Wow! Ei, asta nu ne place, că nouă ne place învelitoarea aia de pânză, de țesătură și nu ce spune Sfânta Scriptură. De-aia versetul ăsta nu e prea citit de frați care se referă la un anumit obiect de acoperitul capului. Încă o dată, nu este geabul meu și nu vreau să influențez pe nimeni. Vreau să vă spun numai că trebuie să citim Cuvântul lui Dumnezeu tot și să-L învățăm și să învățăm să ne respectăm unii pe alții. Pentru că Apostolul Pavel știa foarte bine că după afirmația asta o să urmeze o lungă istorie de controversă în biserică. Și atunci el zice așa: dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Deci noi nu ne ocupăm de treaba asta. Pentru că certurile în jurul acestui subiect lucrează la sabotajul tocmai a sfințeniei, atât a bărbaților cât și a femeilor. Vreau să închei în seara aceasta cu câteva afirmații ca și concluzie. Surorilor, țineți cont că bărbații sunt vizuali. Se uită la ce izbește privirea. Când te îmbraci, când pleci de acasă, nu contează unde, mai ales la stor și undeva în societate, în comunitate, ține cont de afirmația asta, care este un adevăr. Așa a făcut Dumnezeu pe bărbați. 2. Rămâneți în limita decenței, a pudorii și a modestiei. Atâta timp cât te îmbraci modest și frumos și decent, nu vei supăra pe nimeni și mai ales nu-L vei supăra pe Domnul niciodată. 3. Podoabele, dacă vreți să le purtați, evitați excesul. Urmărește modestia, alungă ostentația, nu? Sunt femei care nu știu care este limita, nu? Mai ales aici în America, după anumite vârste, observați că are câte un ghiul pe fiecare deget. Toate urechi, gât, tot e plin numai de zorzoane, nu? E foarte valoroasă doamna, dacă s-o cotim aurul care îl are. Numărul 4. Când te îmbraci, cum te îmbraci? Dacă nu vrei să vinzi nimic, nu vă reclamă. Ține minte chestia asta, nu uitați niciodată și mai ales fetelor, dacă nu vreți să vindeți nimic, nu faceți reclamă. Și ultimul, atenție la atitudine. Atitudinea care o ai față de soțul tău, față de părinții tăi, față de bărbați în general, poate sabota sfințenia capodoabe și haine. Poți să fii sfântă că nu porți podoabe absolut deloc. Poți să fii sfântă că porți haine super pocăiești. Dar dacă ai o atitudine de boss, de neiertare, de nesupunere, vei sabota întru totul chiar sfințenia la care ești chemată. Domnul să ne ajute și să ne ajute să fim sfinți, pentru că El spune: fiți sfinți, pentru că și eu sunt sfânt.